Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit detalarea de tarot pentru sâmbătă, 9 ianuarie. Hai să vedem pentru această zi care sunt energiile pe situația de dragoste, pentru sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. Bun, hai să analizăm fiecare carte în parte. În primul rând, pe situația de dragoste, avem aici treiul de bâte. Este o carte foarte frumoasă care se apară pe această etalare, pentru că bâtele reprezintă focul, pasiunea, atracția fizică, și treiul de bâte ne arată că aici se culeg roadele efortului depus în trecut. Aveți susținere de la acești trei îngerași care vă binecuvântează viața voastră sentimentală, amoroasă, relațiile de dragoste cu foarte multă pasiune, foarte multă atracție, magnetism și foarte multă energie. E o energie foarte frumoasă, mai ales pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, care sunteți în cupluri bine stabilite. Astăzi o să aveți parte de o zi plină de pasiune și de atracție. S-ar putea să vi se pară partenerul, partenera voastră mai atrăgători sau voi să fiți mai atrăgători pentru partenerul, partenera voastră. În orice caz, aici este vorba de mult magnetism între cei doi parteneri. Pentru cei care sunt singuri, treiul de bâte poate să readucă în viața voastră o persoană de la depărtare sau poate să aducă o persoană nouă în viața voastră. În orice caz, pe oricine veți întâlni azi, va fi o persoană foarte magnetică, foarte carismatică, foarte atrăgătoare. Veți simți această atracție fizică, vor fi așa ca niște scântei între cei doi parteneri. Ca și fundație pentru posibile noi relații, este o carte bună, dar în același timp este o energie volatilă. Acest trei de bâte este destul de volatil. Mare atenție să vă asigurați, dacă doriți să începeți o relație cu această persoană pe care o cunoașteți azi, să vă asigurați că există ceva mai mult acolo decât atracție fizică, că nu se rezumă totul doar la acest magnetism. Pentru că dacă se rezumă doar la acest magnetism, nu văd cum ar putea să evolueze pe termen lung. Sau va fi mai greu de evoluat pe termen lung. În orice caz, o energie foarte frumoasă, foarte plăcută pe partea de dragoste, o zi în care puteți să faceți tot felul de activități fizice împreună cu partenerul, partenera, să mergeți la alergat, să jucați un volei, un badminton, să mergeți la ski, dacă vă permite vremea, dacă vă permite și bugetul, buzunarul, să faceți foarte multă activitate fizică de orice fel. E foarte bine aici pentru sudarea relației între cei doi parteneri. O zi frumoasă pentru toată lumea pe partea de dragoste. Și acum hai să mergem mai departe pe partea de sănătate. Aici avem o altă carte de bâte, o altă energie focoasă, șaptele de bâte. Mare atenție la tăieturi, zgârieturi, julituri, pentru că aceste mici accidente casnice care se pot întâmpla în viața de zi cu zi nu trebuie să fie ceva ieșit din comun, poate să fie o simplă zgârietură, julitură, poate să fie sursa unei infecții care o să vă deranjeze mult timp. Da? Aici, cu șaptele de săbi, corpul vostru, organismul vostru este atacat de patogeni externi. Și este foarte bine să fiți atenți la orice sursă de infecție poate să apară în organismul vostru și să încercați să preveniți, pentru că șaptele de bâte este și o carte de prevenție. Așa că, dacă vă tăiați, vă zgâriați, vă juliți, asigurați-vă că puneți apă oxigenată, dați cu spirit, că puneți un bandaj, că vă asigurați că rana este bine tratată, că totul este curat, îngrijit și că nu o să aveți mai mari probleme în viitor. De asemenea, mare grijă cum operați cu focul. Aici există riscul să vă ardeți, să puneți mâna pe o oală caldă, pe o tavă fierbinte. Mare grijă aici cum vă mișcați și operați prin bucătărie, pentru că apare iarăși riscul acesta de accidente casnice.
Mare grijă în trafic, pentru că riscați din neatenția altora sau din cauza unor șoferi care sunt agresivi, supărați, să aveți diverse accidente, nu neapărat, nu provocate de voi, ci provocate de alții, așa că mare atenție aici, conduceți preventiv, fiți vigilenți, fiți cu ochii în patru. Pentru o parte dintre voi apare aici posibilitatea unor stări febrile, mai ales spre seară, în a doua jumătate a zilei. Pare să fie o energie trecătoare și dacă aveți grijă de organismul vostru, nu vă expuneți nici la temperaturi prea scăzute, aveți grijă să fiți protejați, luați vitamine, minerale, beți un ceai cald cu lămâie, aveți o dietă echilibrată, nu faceți excese de niciun fel, organismul vostru aici pare să fie suficient de rezistent să facă față acestor mici atacuri care vin către voi astăzi. Pe partea de sănătate, lucrurile nu stau nici prea bine, nici prea rău, e doar o carte care vă îndeamnă la vigilență. Vigilență, vigilență, vigilență. Neapărat aveți grijă, preveniți, pentru că e mai bine să previi decât să tratezi. Bun, hai să mergem pe partea de carieră, bani, situație financiară. Aici avem o carte foarte, foarte frumoasă. Șasele de monede. Aveți susținere. Susținere financiară de la cineva. Aceia dintre voi care sunt antreprenori, vreți să deschideți o firmă, o afacere, astăzi puteți să găsiți acei investitori care sunt dispuși să vă susțină, să vă ajute în a porni această afacere. Pentru restul, o să vin aici pur și simplu anumite cadouri, anumite daruri așa de la divinitate la care nu vă așteptați neapărat. Poate să fie un mic bonus, poate să fie un mic cadou, să vi se plătească ceva din urmă la care n-ați mai sperat că o să mai fiți recompensați, să vi se dea înapoi niște bani care i-ați împrumutat iarăși pe care n-ați mai sperat că o să-i vedeți niciodată. Mici cadouri pe partea asta financiară de la Univers care să vă dea mai multă liniște, mai mult echilibru. Atunci când lucrurile stau mai nasol, atunci o să vă găsească această mână de ajutor de la Univers prin intermediul unei persoane, prin intermediul unei instituții posibil. Poate aflați că vi s-a aprobat un credit, că vi s-a aprobat o cerere de ceva fonduri suplimentare. Acest 6 de monede poate să vină în diverse moduri în funcție de situația voastră de viață. Pentru aceia care vă făceați griji cum o să o scoateți la capăt iarna asta, poate vin aici niște ore suplimentare, niște colaborări pe lângă job care să vă aducă niște finanțe în plus. Poate apare un membru al familiei care vă ajută cu anumite cheltuieli, se oferă să vă plătească anumite cheltuieli. Aici cineva vă ajută, vă susține. Fiți fără grijă că lucrurile o să iasă bine la capăt, pe partea aceasta financiară lucrurile sunt ok. Pentru cei care vă permiteți, este o zi foarte bună pentru a face acte caritabile, faceți mici donații, ajutați pe cine puteți, cu cât puteți. Fiți voi acest benefactor care îi ajută pe alții să iasă dintr-un impas. Ca investiții sunt foarte bine aspectate investițiile în imobile, terenuri, în agricultură, în tot ce ține de pământ, de lumea naturală, de resurse naturale. E o zi foarte bună pentru ONG-uri, pentru toți cei care încearcă să facă strângere de fonduri pentru o cauză nobilă, pentru o cauză caritabilă. O energie foarte frumoasă. Și înainte să finalizăm această etalare, o să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste carduri, vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați vizionat deja etalările pe Zodii pentru anul 2021. Pentru cei care nu le-ați văzut încă, linkul îl găsiți acum în colțul din dreapta sus al ecranului. Acolo sunt toate videourile pentru fiecare zodie în parte, cam jumătate de oră pe zodie în care analizez atât energia fiecărei luni din an, cât și cum stăm pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Și acum hai să scoatem o carte de aici de la mijloc. Mesajul pentru această zi de sâmbătă. Stărui asupra gândurilor pozitive. Dacă în viața mea apare binele, iar eu îl neg, spunând nu cred, pur și simplu îmi alung binele. Un mesaj foarte frumos pentru toți cei care nu credeți
că Universul o să vă susțină și o să vă dea această mână de ajutor, acest mesaj vă readuce aminte să aveți o atitudine pozitivă, să fiți recunoscători, să mulțumiți lui Dumnezeu, să mulțumiți Universului pentru toate lucrurile bune care sunt în viața voastră. Da, e clar că în viața fiecăruia mai există loc de îmbunătățire, se poate și mai bine, dar se poate și mai rău. Porniți fiecare zi dintr-un loc de recunoștință, dintr-o energie de recunoștință și o să vedeți cum lucrurile o să se îndrepte pentru voi în timp foarte, foarte scurt. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!